istorie scrisă cu mult suspans și a păstrat caracteristicile și în final. Rapid a marcat un singur gol prin Niencii. A avut un sfert de oră foarte bun și apoi a așteptat titlul. Craiova a îndrăznit și a cerut un penalti și mai ales Hrib l-a iertat pe Lobonț, deși era uluitor de singur. A fost 1-0 cu un Rapid sărbătorind în sfârșit și un titlu după ce celebrase atâtea promovări și victorii la Roșiori. Istoria unei echipe iubite, dar deloc răsfățată de soartă, a consemnat odată cu sosirea lui Lucescu al doilea campionat, pe care nu l-au adus nici Baratchi, nici Ionică Bogdan, marile staruri ale frumosului nebun al lumii interbelice. Rapid.